Vreau prin tâi de toate să mulțumesc prietenului nici atunci care a fost acum magician care m-a dus aici și care m-a pus în contact cu acest cuplu minunat de profesor Ligia și Otila de Neodării, deja prieteni, care au organizat în manieră foarte frumoasă tot ce se întâmplă acum. Și vreau să mulțumesc părintelui Constantin Nicula pentru cuvintele pline de înțelepciune. Îi mulțumesc că l-a menționat pe cel care mi-a fost primul meu părinte spiritual, Părintele Galeriu, în 6 ani, și el m-a inițiat în religia creștină. Și vreau să mulțumesc mai ales că a lăsat să treacă Sfântul Duh aici, în această sacă. Un mare lucru. Cineva se lase ceea ce sune, ceea ce face, ca să se manifeste ceva care ne depășește și care poate va crea modul de înțelegere a ceea ce încerc să vă transmit astăzi seara. Mulțumesc! Deci, strania dimensiune a timpului. Încep cu, poate nu știți, Sfântul Augustin. Sfântul Augustin a spus probabil cuvintele cele mai definitorii despre timp și a afirmat el că nu putem gândi și deci nu putem reprezenta timp. Se aude bine? Da, aproape. Se aude bine acum? Și mai aproape. Da. Fizicienii în care fac parte, de la Galilei în coace, la Cărătate sunt Augustin de Timonia. Fizicienii susțin că timpul poate fi gândit matematic. Și genul lui Einstein, nu știu dacă este adevărat, genul lui Einstein, să nu văd în direcția asta, l-a condus la deducția că timpul este o dimensiune. La fel ca celelalte trei dimensiuni ale spațiului, au un spațiu mai larg cu patru dimensiuni. Și contradicția dintre aceste două puncte de vedere e doar o aparență. De fapt, nimeni, nici măcar matematicienii, nu pot să-și reprezinte în mod real un spațiu cu mai multe dimensiuni. Încercați și dumneavoastră acum în sală, să vă reprezentați în sala asta cu o înălțime, cu o lungime, cu o lărgime, cu a patra dimensiune. Este imposibil. Creierul nostru a fost modelat de constrângerile selecției naturale. Bizonii sau leii erau uciși în trei dimensiuni, nu în patru. Dar a nu putea vedea o dimensiune suplimentară, nu înseamnă că ea nu există. Deci, o întrebare naturală este dacă suntem oare conduși de invizibili în lumea noastră vizibilă. Și extraordinara aventură a dimensiunii suplimentare ale spațiului a început cu un matematician german, numit Georg Bernhard Riemann. 1826, 1866, vedeți foarte puțin. În 54, la vârsta de 28 de ani, a prezentat o teză de doctorat care avea să marcheze nu numai matematica, ci și fizica până în zilele noastre. Această teză, care nu a fost publicată de 14 ani mai târziu, după moartea sa, el a introdus
un concept, nu o să le explic aici ce este, matematicianii din sală vor înțelege, varietate diferențială cu n dimensiuni, care generalizează concepția noastră obișnuită despre spațiu. Aceeași teză, Riemann, lansează o altă idee, revoluționară, cu multe intervenții. Îți spune interacțiunea între spațiu, interacțiunea dintre spațiu și materie. Spațiu și substanță. Și materie. Întreaga gândire a lui Riemann este de fapt ghidată de principiul că legile naturii devin mai simple, mai unificate, dacă sunt considerate într-un spațiu cu mai multe dimensiuni decât spațiul nostru obișnuit. Și regăsim astfel, și în secolul XIX, o idee care apare acum în fizica de vârf, numită fizica superpoziției. Riemann avea un psihic fragil, suferea de o depresie cronică, a murit la 40 de ani, după ce și-a abandonat catedra la Universitatea în Göttingen. Nimeni nu poate spune dacă este depresia care a deschis canalele sensibilității sale către dimensiuni suplimentare, sau dacă cumva contemplarea acestor dimensiuni i-a provocat tulburări psihice. E adevărat, însă, în orice caz, că aceste dimensiuni suplimentare au ceva tulburător. Mai paradoxal, fizicienii nu au acordat o importanță ideilor lui Riemann. Fizica a urmat o altă cale, o cale paralelă, mai lentă, dar artiștii, scriitorii, mistici, de tot felul, s-au năpustit. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să mergem în figură în dimensiunile auditare. Gata? Și eu pe asta? Da. Doamne, că să sunteți mai fi. Eu mă supun. Fără că domnul Bilica. Da. Asta e cam greu. Se întâmplă... Da. Da. În schimb, artiștii, scriitorii, mistici, de tot felul, s-au năpustit acestor idei, asupra acestor idei de dimensiuni suplimentare. Astfel, Lewis Carroll, care e pseudonimul lui Charles Murray Dodson, matematician, canadician, logician, profesor la Universitatea din Oxford, se inspiră direct din Riemann pentru a lui se înțara minunimă. Cum ar putea fi să treacă prin oglindă dacă nu ar exista dimensiuni suplimentare de spațiu? E greu să ne imaginăm astăzi, 2015, această incredibilă vogă a spațiilor multidimensionale care a durat peste 20 de ani în jurul anului 1900. Astfel, în 1884, un abate, părinte, un abate, Edwin Abbott, scrie un roman, Flatland, o aventură cu mai multe dimensiuni, care devine imediat un bestseller, tocmai datorită pasiunii publicului pentru lumine multidimensionale. Ce face Abbott? Abbott descrie în lucrarea sa aventurile unei ființe bidimensionale, cu două dimensiuni, care îi smulse din lumea sa de o ființă cu trei dimensiuni. La întoarcerea acasă, ființa cu două dimensiuni mărturisește despre existența altor lumi, altor realități, cu riscuri existențiale. Deci, mari preoți îi asasinează pe toți martorii sângerinători, spune Abbott. Aluziile la propria noastră lume sunt transparente, este evident că ființele bidimensionale, deci în două dimensiuni, înseamnă cele care trăiesc, de exemplu, pe suprafața acestei mese și nu pot ieși într-o altă dimensiune. Sunt
ființele bidimensionale sunt incapabile să facă anumite lucruri pe care noi, ființele trei dimensiuni, o putem face. De exemplu, ființele din plasmă nu pot avea un tub digestiv. De ce? Dacă încercați un foarte simplu exercițiu de imaginație, o ființă care trăiește pe o foaie de hârtie, fără grosime. Un tub digestiv ce-ar face a disloca complet în două părți, fără nicio legătură una cu cealaltă din țărăsă. Tot așa noi, ființele umane tridimensionale, poate ne aflăm în acea situație cu un locuitor din flatul. Și alte lumi, alte entități sunt prezente aici, fără ca noi să le dorim existență. Un alt exemplu important este celebra carte Mașina Timpului, de care cu siguranță știți, a lui Wells, apărută în 1894. Și care ne descrie, datorită unei mașini care ne poate face să călătorim în timp, Anglia anului anul 802-1701. Dincolo de faptul că prin acest text Wells a marcat istoria de știință ficțiune, el are meritul de a fi gândit, înainte de Einstein, cealaltă parte din misiune de tip, ca tip. În vreme ce majoritatea familiilor, cele de a patra dimensiune, o considerau doar o dimensiune, o altă dimensiune, a spațiului. Și este remarcabil faptul că expresia lui Wells, The Time Machine, mașina timpului, a fost reluată de fizicienii cuantici, de astăzi, într-o direcție de cercetare care apare științei pure. În 1988, un secol după Wells, s-a apărut prima propunere științifică de mașină de produs timpului, publicată într-o cea mai prestigioasă revistă de fizică Review Letters. Vom vedea mai departe ce se înțelege în știință prin mașini de produs timp, pentru a elimina toate iluziile posibile, trebuie să spun că această călătorie nu va fi deloc confortabilă. Nu putem să ne așezăm în fața unui calculator, să apăsăm de la taste, să ne punem niște butoane, să facem țături pe interioare de curețe, să vedem pe ecran ce se întâmplă în anul, să spunem, 2001. Rămânând în confortul nostru căldut sau biroului nostru. Potrivit fizicienilor, oamenii dintr-o civilizație terestră extrem de dezvoltată vor putea construi următoarea mașină de produs timpul, bazată pe teoria relativității generale a lui Einstein. Ei vor pune în fiecare din două cutii diferite o pereche de plăci foarte late, între care se va stabili un câmp electric intens. Acest câmp interacționează cu spațiul timp și deci îi modifică structura. După teoria lui Einstein, se creează atunci o gaură în spațiul care leagă cele două cutii, o gaură de spațiul timp, gaură de viermă, spun fizicienii. Apoi, prietenii noștri vor plasa una dintre cutii într-o rachetă, păstrând-o pe cealaltă pe pământ. Gaura va lega astfel două regiuni ale spațiului în care timpul este cu totul diferit, timpul curge mai lent în prima cutie, deci o persoană care atinge unul din capetele acestei două regiuni va fi absorbită instantaneu către capătul celălalt al găurii de vierme, unde timpul este în mod necesar diferit. Persoana va putea călători astfel în trecut sau în viitor. Apogeul modei, cele de-a patra dimensiune, este marcat de scrierea unui personaj foarte extravagant, care se numește Charles Howard Hinton, care a trăit
precum 1953 și 1960. A început el, a avut o carieră academică de invidiat, studii la Oxford, începe să fie pasionat de problema celei de-a Tatăl Dumnezeu și se însoară cu vărba lui George Gould, ca e fundator, Angel de Culeine, atât de obișnuit în calculatoarele de acum. Da, Dumnezeu știe din ce impuls, acest domn, Howard Hinton, se însoară și cu a doua femeie. Maud Weldon, cu care a petrecut câteva zile într-un hotel și care a avut, practic, doi gemeni. Deci, judecat pentru bigamie, este concediat, închis, pentru trei zile, și Hinton și prima sa familie fug în Japonia. În 1893 îi regăsim la departamentul de matematică Universității din Princeton, unde inventează o bâtă de baseball utilizată și astăzi. A murit solid la vârsta de 54 de ani, pronunțând un toast în onoarea femeilor filozofice la un banchet al unei societăți filantropice din Washington. Un personaj, deci, extrem de extravagant, dar care această extravaganță s-a manifestat într-un lucru care a marcat epoca. O carte, un articol de fapt, nici o carte, după aceea a devenit o carte, ce este a patra dimensiune, care apare în 1880 într-o revistă a Universității din Dublin și are un succes răsunător. Scrierile sale sunt reunite în 1904, în cartea a patra dimensiune, care induce vina permanent între matematică și metafizică. Și citind această carte, am citit-o în mod detaliat, nu ușor, toate faptele de citit, putem înțelege originea pasiunii Hinton pentru stațiile cu N dimensiuni. E vorba pur și simplu de debilitate umană. Și explic de ce, pentru el era debilitate umană. La fel ca toată lumea, Hinton știa foarte bine că nu este imposibil să vedem direct aceste spații strani. Dar se presupune că patra dimensiune există cu adevărat. Atunci, poate suntem chiar ființe cu patru dimensiuni și dintr-un motiv sau altul, de exemplu selecția naturală, am devenit ori la patra dimensiune. La fel cum orbii din naștere nu pot vedea să-mi imaginăm culorile. Totul se petrece atunci ca și cum am fi proprietarii unui somptuos castel, dar ne trăim viața întreagă într-o locuință solidă, ignorând complet existența propriului nostru talent. Există o altă posibilitate. La posibilitate este că suntem cu adevărat ființe cu trei dimensiuni, cu patru. În acest caz, înseamnă că sunt niște marionete în mâinile entităților cu patru dimensiuni. Zei noștri sau demoni. Tot așa cum noi suntem zei sau demoni pentru ființele ipotetice cu două dimensiuni. Visele, iubire, speranțele noastre nu sunt clare decât fum, simple gânduri în mintea acestor zei multidimensional, sunt întrebări pe care Hinton le formulează just. Și Universul însuși o fi doar un vis al acestor zei. Vedem foarte bine, atât în plan matematic, cât și în plan metafizic, unde se situează miza demnității noastre umane. Nu este mare straniu să regăsim considerațiile lui Hinton, făcute în zorii secolului 20, în imaginarul din zorii secolului 21. Așa cum se exprimă în filmul cult, l-ați văzut cu siguranță, Matrix. În era noastră informatică, zeul multidimensional va fi calculator cosmic, care ne considerăm drept slavi.
biblică, și vrea să-i pedepsească pe ultimii rezistenți, cei care cunosc realitatea lucrurilor și luptă pentru o posibilă eliberare. Și Tinta exprimă într-o mare comparabil cu acei preoți egipteni, care, adorând cu divinitate ascuns, o îmbrăcau cu haine tot mai bogate și o împodobeau cu cele mai frumoase ornamente. La fel cu ei, ca ei, ne drapăm spațiu în veșnicul măreției și în frunul sâțăm cu podoară de mari dimensiuni. Până ce deodată, pentru noi și pentru ei, cu o mișcare ușoară din umăr, divinitatea începe să se miște, lăsând să cadă veșmintele și podoarele, redevenind ea însăși revelată, dar invizibilă. Invizibilă, dar lăsând să planeze prezența ei. Am terminat acest moment de citat din Hintă. Și Hintă formulează soluție liberării noastre, o soluție care este în aceeași timp matematică și fizică. Citesc din nou, adevărata înțelegere, adevărata venerare a spațiului se întemeiază pe perceperea tuturor detaliilor, formelor și configurațiilor, detalii care, la rândul lor, prin exactitatea și precizia lor, generează singura înțelegere fundamentală. Și ce face el, și de asta sunt care e foarte greu de citit, dar extrem de instructivă, e foarte puțin citită și foarte puțin tradusă de altă, el inventează exerciții pentru a ne cultiva creierul, pentru a-l obișnui să intre în arcanele lumilor multidimensionale, poate vrea să vizualizăm, să percepem toate detaliile de forme și configurații. De exemplu, un locuitor inflat la nu poate percepe un cub, dar îl poate vedea și înțelegea proiecția pe o coadă de pie acestui cub. Una dintre fețele cubului se odihnește pe coadă. Dacă decupăm cubul la lungul celorlalte linii ale sale, obținem o cruce formată din 6 pătrate în spațiu cu 2 dimensiuni. Deci, locuitorul din frontă, fratul nu poate reconstrui cubul, dar noi putem să-l facem din proiect. Atunci, el va vedea subit dispărând 5 pătrate din lumea sa și va crede că e vorba de un miracol. În același mod, noi putem vedea un hipercub, adică un cub în 4 dimensiuni. Voi deveni pentru că asta în partea modernă a fost ceva extrem de important în acest personaj magnific care este foarte fost înțeles de multe lume, Salvador Dalí. Da, voi veni la Dalí în curând. Deci, putem vedea și înțelege proiecția în spațiul nostru a unui hipercub care configurează o cruce. De fapt, e ceva. Mi se pare, dar am proiectat deja, mulțumesc, o cruce formată din 8 cuburi supra-cruz. Deci crucea apare pe o proiecție un hipercub în 4 dimensiuni. Și crucea asta are un nume, se numește Tesseract, inventat de Hintă și după aceea a intrat în limba engleză. Bine. Crucea quadridimensională l-a fascinat pe Dalí, care a pictat, inspirat de acestea, pânză celebră. Este deja? Pânză celebră, Christus Hipercubus. Vedem acolo de Hristos, Dalí, crucificat pe această cruce hipercub și aflându-se în levitație față de suprafața poderei. Ea însă și-a făcut interpretare. Și la picioarele sale
Maria Car, secțiune, Seroan. Mare elogiu adus celui de-a tot părerea Dumnezeu. Spuneam că da, este foarte prost, în sfârșit și puțin, până în sfârșit, nu ne-a funcționat un cloc, era un doritor de spectacole, de ce. În fapt, era un biseric care a cunoscut extrem de bine știință. Unul dintre inițiatorii lui în matematică a fost Matilda Gif, român. Și el foarte cunoscut, sigur, a fost român. Matilda Gif a scris o carte celebră în numărul de aur, în Franța, la Lima, care a fascinat pe multă lume și era cartea de căpătâi a lui Dar. Și Dar și Gita s-au întâlnit în America, unde Matilda Gif a ținut curs, în California. Dar s-a inspirat din toate teoriile și din cartea lui despre magia picturii, apare numele lui Matilda Gif, prințul lui Gif, cum spunea el, dar în mod extrem de just, pe plan matematic. Deci, el avea cunoștință. Vreau să termin cu David, că aș putea ține o conferință întreagă, numai despre el. El a fost foarte pasionat de logica contradictoriului a lui Ștefan Lupaș. A fost prieten cu Ștefan Lupaș. Salvador Dali, spre sfârșitul vieții lui, la boală lui Parkinson, și puțină vreme înainte de moarte, a organizat un congres de știință la el, în Castelă. Când au venit mari oameni de știință, ca Prigojin, ca Renetton, și el urmărea pe un ecran de televiziune dezbate de oameni de știință. Asta că se spun, e un exemplu, nu-i singurul exemplu de artiști care s-au documentat foarte serios. Spun lucrurile astea în prostii iertare pentru Guvern, dar prostii foarte mari s-au afirmat și despre Vanie și despre Matilda Gif în mod recent în anumite reviste plătise culturale. Gif n-a fi cunoscut matematică și plătare. A cunoscut reginer, era un om de mare valoare. Așa, revin la Hinton, deci modelele, proiecții lui Hinton sunt și astăzi utilizate de fizicieni teoretice pentru a reprezenta spațiile cu mai multe dimensiuni. Chiar dacă mulți ignoră complet numele Hinton. El a mers până a construi o retină tridimensională, unei ființe cu patru dimensiuni, sub forma unui aranjament de 46.656 de cuburi într-un cub uriaș format, deci, în 36 mulțit cu 36 mulțit cu 36 de cuburi, fiecare având latura de 3 cm. Această structură are, de fapt, doar 200, în ciuda numărului mare, doar 216 componente distincte. Hinton putea asta să vizualizeze invizibil. Am mai avut și o idee genială privind privitoare la faptul că noi nu putem vedea direct lumea multidimensională, el spunea următorul. Țineți minte date, este uluitor, totuși. Sfârșitul secolului XIX, dacă o dimensiune suplimentară, spune el, este invizibilă pentru noi, aceasta înseamnă că ea este înfășurată într-o regiune infinitezimală a spațiului nostru. Da. Exact această idee, da, numită compactificare în fizica de acum, se regăsește în teoriile de unificare de astăzi, care ambiționează să reunească toate cele patru interacțiuni fizice cunoscute. Deci, și lumina, pe care am vorbit de dimineață în liceu cu
e vedi, illumina a chi aspera vestigio a questa dimensione supplementare. C'è la luce della Bibbia. Se crociate, lo trovate spazio. Quindi, così là, ci seguono il resto, visibile e illumina. Ci consistono in un certo modo, proprio importante, per riavviarci. Torino e Renati, per si finisce. Chi intervenge che ormai le tappe deducente, date o dimensione supplementare se infrasurate è un regime infinitissimale a cui cellule le crea lui nel volume trebbe se anche o consistenze e acciasse dimensione supplementare. Del sistema tra le scienze con quattro dimensioni, anche lo creare di questo mondo naturale su materiale capace di sostenere per già quattro dimensioni. A certe proprietà che potete spiegare a uno a uno, invece i matematici sono capaci di sostenere un spazio multidimensionale che ha dato la fetta monetaria di vero. I matematici sono incapaci di sostenere. Chi non ci ha parlato di nessuno ha avuto un successo colossale, popolare. Vincolo del cerchio che se ne immagina massa, sforte e segrazza per l'Ista Scientifica America. Organizzato nel 1909 un concorso, dotato un premio di $500 e una multa aggiunta, per incrociare come esplicarsi il popolare a cedere a parte di esso. Ci editori ha permesso spesso di non entrare ad essere usati. Se constatate nessuna di quelle non menzionate in esce, perché avviene per la stessa in esce, portanto in 1905, niente di concorso. Ci idee di Hitler ha migrato rapido tra Europa, ci nare se russi. Dato lì per il filosofo lui, Uspensi, che opera veniano di Uspensi, sprede o seguire di Hinton spensi con accento per relazione di precoscienza ci attacca la dimensione, ci identifica la nuova dimensione, urmando il cane sono cotimbo, se non lo spazio, cioè ci resta c'è un cuore. Per un spensi attacca la dimensione e descrive di epoca. A propria dimensione destina accesso per il mistero conoscenze nostre, ci ne permette o evoluzione personale, reale, comparabile con l'evoluzione biologica e carichezza umana ha conosciuto da lungo tempo. Ci fa associato con spirito nell'indicici troppo intorno, bene Schiz, a Russia, di Manica, rivoluzioni, a certe spirito di influenza extraordinaria di lui stessi. Che trasmette il livello di Chito e il metodo intellettuale ci spiritualista e manes prima scritto scritto. Il senso era un autore prolifico, pubblicato nel 1916, la sentenza di suo che se lo saluto si trattava di dimensione, che sa propagare fuggere il torno nel Draga Russi. Su un anno intensivo a questi studi che era arrivato in opera salvatore terzo organo. Gli hanno scritto le taglie di Priestley, anche così, perché la mente per Priestley in immagine, sensi racconti in idee con gli spensi, su massa di carte con un scittivo, ma nel dettaglio, illustrato lo splendido del rappresentare alle tipologie da lunga storia, da lunga storia. A parte tutti gli intellettuali di Russia, vorrebbero occuparsene di questa parte di nazione. La corrida scrivono due spensi, Dostoevskij. Dostoevskij sta ispirato di niente per farsi Karamazov. Ivan Karamazov è voluto dimensione supplementare e però di sussequitare la esistenza di Dostoevskij. La mia Lenin, se la presenta Lenin di no, gli alzano queste case. Non c'è stato scritto, è fatto interessante. Lenin era un uomo che coltiva
Și eram plăzit de deriva spiritualistă a celei de-a paternism. Concepută de un mare pericol, bineînțeles, pentru revoluția care se pregătea. Extraordinar, să legi un lucru așa de abstract, matematic, cu imperative de revoluție rusești. Era un text uriaș, care a fost nevoie să studiez, când eram student la fizică, despre materialism și empiricism, pe care scrie când era la Geneva și când prezenta de altfel pe de aici. El declară război, pur și simplu, Lenin declară război, celei de-a patra dimensiune, pe care o consideră cu un pivot al misticismului și al metafizicului. Lenin nu are nimic împotriva matematicienilor care explorau spații de multidimensionare, dar scrie el, îl citesc, traduce în limba română, țarul nu poate fi răsturnat decât în trei dimensiuni. Observație inteligentă, e adevărat. Deci ceea ce a dovedit, dacă după aceea sângeroasă revoluție, la care nu e clar că a dovedit-o. Că țarul și-a luat trei manșe. După 1989. Influența cea mai importantă, cei de-a patra dimensiune, se manifestă în pictură. Într-un studiu extrem de documentat și viguros, Jean Clair, mare critic francez de artă, demonstrează importanța crucială a lui Kuspensky pentru pictura suprematistă a lui Malevich. Prin analiza unor opere, precum instrument muzical, opere de Matiușin, un englez la Moscova, mișcare de mase colorate în a patra dimensiune. Avem o imagine, da? Dar și aceste, dar și prin texte teoretice. Cele trei consecințe capitale în domeniul reprezentării sunt, potrivit lui Jean Clair, refuzul perspective, refuzul măsurătorii, refuzul obiectului, ca totalitate. Mai multe de care, istoricul de artă, Linda Henderson, consideră că patra dimensiune este o temă unificatoare a artei moderne. Pentru cubiști, de exemplu, explorarea prin artă a lumilor multidimensionale este o reacție împotriva chingilor materialismului gust, mecanicist, pozitivist, al secolului nostru. Și e foarte interesant că această insurecție s-a produs totuși în numele științei. Dacă privim celebra pânză a lui Picasso, portret de deșteva, celebra pânză a lui Picasso, portretul Dorima, e un chip de dublat al femeii, care este exact ceea ce am vedea o ființă quadridimensională privind o femeie din lumea noastră din trei dimensiuni. Căci ar putea vedea acest tip sub toate unghiurile deodată. Este uitat să citești literatura artiștilor din anii 20-30 să vede patrizele cât s-au preocupat de știință. Un doctorant Prădicioan militar la Craiova, am pus o teză de doctorat sub conducerea mea, la Cluj, la Babeș-Vorie, despre supra-reliști și apă-nubel. Pentru Picasso, a patra dimensiune este o dimensiune spațială și nu temporală. Marcel Duchamp, mare nume din artă modernă, e cel care se apropie de aici. În lucrarea sa, nud, coborând scara, e o celebră pânză care a avut un scandal imens. Dacă nu știu cum să mai faci un scandal pentru prodigerea asta. Coborând scara ne arăta un nume mare de imagini ușor neclare ale aceleași femei ca niște flash-uri succesive. Deci, dacă a patra dimensiune este timpul, o ființă quadridimensională vede toate imagini deodată. Trecutul și viitorul nu au pentru ea o existență distinctă.
Wystarczy tych, którzy z zakonem, a iść, weźmi, a iść. Czyli to osoba taki męska, ona się ciężka, a papa mężczyzna, by nasze dla dołu kurenta listnika niektóra, unu i prekuisza, folosesza czasem tego, a pretekst pentru jocul intelectual. To mi kufon. Na to ja kurent, le prezentor, na lewicz, le kubka, le disicki, le mondion, le fandusu, czy kansza boga, jelu de matrotko, kretka mężczyzna, kuzy de matrotko, prejana czasem tego, ca suport unui călători spirituale de carte, de orice joc format. Și personal, când privesc un tablou de Rocco, nu sunt pasat de ilustrare, dacă am să obțin inteligența a spațiilor multidimensionale. Ieșirea mea din lumea tridimensională, contemplând opera de Rocco, se face prin o vibrație subtilă, invizibilă, care emană din pânze, te pătrunde și intră în tablou. Vibrațiile sale și ființa noastră fac un singur tot. Problematica celei de-a patra dimensiune nu se limitează, desigur, la pictură. Este pe deplin prezentă în literatură, pe lângă autorii deja citați, putem menționa pe Oscar Wilde, Rus, pe Joseph Conrad, în muzică, Scriabin, Edgar Varese sau George Lotei. De fapt, întreaga cultură a fost influențată de această problematică. Înainte să închei, în ultima timp, e doar că am început cel mai târziu, dar să revenim la punctul de plecare, adică la aici. Vreme de o jumătate de secol, după ce au fost formulate ideile matematice, revoluționare, în limba, nu s-a văzut nimic remarcabil în acest context în fizic. Toată această dezbatere tumultoasă în jurul celui de-a patra dimensiune în lumea arte, în literatură, a filosofiei, era complex, teribil pe planul fizic. Și aici intră un scenă, un absurd fizician, al cărui nume este Einstein. Atunci un absurd. Einstein demonstrează, dincolo de orice îndoială, că această dimensiune este reală. Da, cu condiția să o interpretăm toate dimensiunea timpului asociată cu geometrie specială. Și, în mod paradoxal, nu Einstein a descoperit această geometrie, ci unul dintre profesorii lui, rusul Hermann Minkowski. De fapt, Einstein avea cunoștințe destul de limitate de matematică, i-a luat de la alții, i-a preluat, la desigur o fabuloasă intuiție, dar a trebuit întotdeauna să găsească în altă parte aparatul matematic. Când Minkowski se susținea în 1908 la Köln o memorabilă conferință prezentând geometria adaptată relativității restrânse, aici nu era foarte sceptic, ceea ce îi se părea o pedanterie. Dar foarte repede și-a dat seama de întreaga importanță a descoperirii lui Minkowski. În ce fel? Ajungem acum, deci, cum se descrie spațiu-timp în fizică, astăzi, prin relativitate. Spațiu-timp își face intrarea pe scena lumii ca un univers bloc, unde nu există nici loc, nici timp, ci eveniment. Spațiul și timpul sunt întrepătrunse, nu există separat, spațiu-timp, un spațiu și timpul. Timpul și spațiul sunt decât umbre, spunea Minkowski. Nu sunt decât umbre. Doar unirea lor dă sens a ceea ce putem numi o realitate independentă. În
continuum, în spațiu timp, nu există nici peisaje spațiale, nici peisaje temporale. E o visiune mult mai radicală, în fond, de cea lui Picasso sau lui Duchamp. Dar nu e un visiune. Ca implicație pentru viziunea noastră, este lumea. Lumea rea. Fizic. În acest univers loc, nimeni nu poate spune acum. Pur și simplu, pentru că acum, în un observator, nu este același acum ca în alte observatori. Simultaneitatea nu există. Propriile noastre vieți umplu cu siguranță o minusculă porțiune din acest spațiu-timp. Interesantă pentru noi, bineînțeles. Dar ele nu fac decât să exploreze ceea ce este deja acolo. Din punct de vedere, ele nu sunt decât limbaje, științific, linii de univers. În acest univers nu pot spune prietenul meu a murit la 57 de ani. Căci este o afirmație lipsită de sens, din moment ce timpul nu este decât o simplă iluzie. Că a murit la ceas, într-un sens este o iluzie. Chiar dacă stranie devenirea chiar nu există. Stranie viziune care pare în complet dezacord cu intuiția noastră. Dar așa e făcută lumea dacă fizica are dreptate. Chiar dacă sunt convins că timpul nu este decât o iluzie, asta nu împiedică pe fizicieni să se comporte în viață de zi cu zi, ca și cum acesta a progresit timp, ar exista tot. Nu spunem pierde timp. Cum poți să pierzi ceva care nu l-ai? Nu există. Timpul curge. Unde curge? Bine, am văzut timpul curgând. Ceasul nu e timpul în care curge. E măsoară, mecanism. Deci nu putem vizualiza acest continuu de spațiu-timp, dar reprezentăm matematic, prin diagrame, spuse diagramele Minkowskiei, care, de fapt, nu sunt decât diagramele timpului. Timpul este desemnat pe axă verticală, spațiul prin două orizontale perpendiculare pe axa timpului. Deci, acum, al unui observator, va fi astfel figurat de plan, paralele, cu planul constituit de cele două orizontale. Pe când acum, al unui alt observator va indica pe alte planuri paralele, dar înclinate în raport cu primele planuri celor două orizontale. Deci se vede că nu există un acum absolut în Universul nostru. Dimensiunea temporală are, totuși, un rol special în raport cu celelalte trei dimensiuni, nu este spațializat, complet spațializat. Pentru asta trebuie să introducem o distanță între spațiu și timp. Lumea noastră știe ce este distanță. Dintre două puncte, nu mă ordine. Dintre o măsurăm această distanță. Știe ce este interval de timp. Ne pot primi în ceas, în două momente de timp, măsurăm interval. În spațiu timp, lucrurile sunt mai complicate. Minkowski ne spune că trebuie să facem operațiile următoare, încercați să urmăriți, nu este ușor, dar nu am un tablou să scriu un tablou, trebuie să facem următoare operații. Luăm intervalul de timp, și multiplicăm cu viteza luminii. Obținem o distanță spațială obișnuită. O secundă va însemna 300.000 de kilometri. Număr cam altă, asta este viteza luminii. 300.000 de kilometri pe secundă. Ridicăm la pătrat, numărul obținut, luăm pătratul distanței spațiale,
5D, primul număr din cel de-al doilea. E o operație de diferență între două pătrate. Și după aceea luăm rădăcina pătrată. Astfel se definește spațiul în spațiu-timp. Dar, care e problema? Sumar spus, este semnul minus. Cunoașteți toți teoremele lui Pitagora, și foarte bine că apare suma a două părere, nu diferență. Oricât de relativă ar fi teoria relativității, este o căutare de invarianță. Viteza luminii este un prim invariant. Distanța între două evenimente este alt invariant. Al treilea exemplu este masa unei particule măsurată în sistemul de referință de repaus. Bun. Și mi se pare că în cartea asta, în această realitatea, dau câteva exemple simple, aplicând această noțiune de distanță, vedem cum ne apar paradoxuri care par isocontrare. Să dau un singur exemplu. Care este distanța în spațiu-timp, să spunem între turnul Eiffel, la 9 dimineața, pe 25 decembrie 2001, să spunem, și același turn Eiffel, la 9 minute, 6 minute, 40 de secunde în aceea zi. Deci, ora 9, 9, 6 minute. Când faceți acest mic tablou, care toată lumea acolo se face, găsiți că distanța în stație este 0. Cu alte cuvinte, când avem o diferență, trebuie să extragem rădăcina pătrată dintr-un număr negativ. Și asta contrariază intuiția noastră, că suntem obișnuiți în spațiul nostru cu distanțe pozitive sau nule, dar nu imaginare. Desigur, acest număr imaginar, care vine de la extracția rădăcinii pătrate din numele negative, nu are imaginar decât numele, pentru că este la fel de real ca toate numerele reale. Și istoria lor, numărul imaginar, este o altă istorie extrem de interesantă pentru felul în care funcționează mintea umană, a luat mai multe secole pentru a se înțelege această operație de rădăcină pătrată dintr-un număr negativ. Noi știm că pătrată oricare numai 5 se sună pătrată 25. E pozitiv. Deci, extragerea rădăcinii pătrată dintr-un număr negativ pare o operație absurdă, imposibilă și totuși, în secolul XVI, este ultima imagine, Gerolamo Cardano, care este unul dintre personajele cele mai fascinante din istoria științei, a îmbrăznit să introducă aceste noi numere care rezultă din extragerea rădăcinii pătrate dintr-un număr negativ. Aceste nume care spune a matematician Jacques-Lerat sunt mai aproape de nebunie decât de logică, dar care au iluminat întreaga matematică. Cine era Cardano? Două cuvinte. A trăit între 1501 și 1576, era un mare angelist italian de tipul Renaștere. A fost mai degrabă cunoscut ca inventator al juntului lui Cardano sau Cardanul, un sistem de suspendare care asigură o poziție invariantă corpului alternat. Fost profesor de matematică la Milano, de medicină la Bologna și Italia, s-a însurat cu fratele lui Bandit, a avut doi copii care au venit prin ani, viața s-a fost un vagabondaj întrerupt, a fost urmărit și spionat de multe guverne, în 1570
inculpat pentru erezie și arestat, el spunea că este al șaptelea medic după crearea lumii, avea o credință oarbă în revelațiile viselor, în capul scrisului, în telefonul. Și suferea de halucinații dintre din copilărie. Și a descris, dacă cum spunea, pentru de visele, halucinațiile, într-una din numeroasele sale cărți de somnii. A stabilit, da, horoscopul lui Hristos. A fost în același timp unul dintre cei mai importanți oameni de știință din Israel, anticul Israel. Și el credea, de exemplu, existența unui păsăre a paradisului, o păsăre fără picioare și care nu se gândește decât cu aia și roa. Da, în același timp era autorul cărții Liber de Ludo Alea, prima expunere sistematică a calculului probabilităților. Nu pare de surprinzător că Jérôme Cardan a avut curajul să accepte imagine, numele imaginare. Cum? A studiat o ecuație, sunt ecuații de gradul 3 și ajunge să introducă în formula sa aceste raforțare ca să rezolve o ecuație. Dacă interesant că cuvântul numere imaginare a fost inventat de Descartes. Reticența a fost foarte mare timp de câteva secole și, până la urmă, soluția este extrem de simplă. A venit în 1806 un matematician, Robert Arlan, descoperă o reprezentare geometrică a numerelor imaginare, care pune în evidență similaritatea de natură între numere reale, numere imaginare. Deci, totul este o operație de perpendicularitate. Dacă numele reale sunt reprezentate ca puncte pe axe, atunci numele imaginare sunt reprezentate ca axa perpendiculară. Deci, misteriosul I, care vine de la imaginare, este decât un operator de perpendicularitate, drumul de la Cardan la Einstein și Planck a fost lung, dar fizica modernă este de neconceput fără numele imaginar. În ciuda, am încercat să dau o idee despre stranietatea timpului văzând de fizicien. Deci un tip care nu subiectiv, un tip care nu prea face direct cu viața noastră, și un tip subiectiv, alte tipuri, tipul viu al vieții noastre, nu e tipul fizicienilor. Dar ce mi s-a văzut interesant, vă spune astă seară, este chiar că în spațiul restrâns al științei, al fizicii, cum imaginarul revelează potențialități cu tot extraordinar, mergând la o interferență între știință și arte. În orice caz, în ciuda asalturilor fizici, împotriva stranietății celui de-a patra dimensiuni, timpul rămâne totuși fundamental diferit de celelalte trei dimensiuni ale spațiului. Patra dimensiuni își păstrează chiar și Einstein. Aura de mister. Mulțumesc.